Ai suferit din dragoste, Teo. Căci ești gura ta. Nici eu nu mai știu adevărul, sora mea. Gross. Este ceva ce găsești atractiv la bărbați? Păr? Am avut și păr la un moment dat. Doamne ferește. Uite, vreau să știu, Teo, când ai ieșit sau dacă ai ieșit la un date de curând. Eu nu sunt feministă și n-am fost niciodată. Deci îmi dau seama cât de prost sunt acum. S-a întâmplat să faci vreodată o gafă mare în direct? Ok. De ce, doamne dragă, toți murim? Stai liniștită, nici tu nu scapi. Astăzi este o ediție în care noi doi, cel puțin eu, o să fac eforturi foarte mari să par deșteaptă. Nu, zi-o că e bine cum aici. Noi doi. Noi doi, să părem deștepți. Bine, oricât de deștepți am încercat noi să vrem să părem că suntem, oricum n-o să putem, pentru că este aici o invitată care ne va ucide acoperi practic și ne va umbri toată inteligența. Da. Că... Scuzați-mă că vă întrerup. Da. Dacă e vorba despre mine, sunteți în afara oricărui pericol. Noi... Este exact despre dumneavoastră, da. Doamna Teo Trandafir. Vai, mă omor când îmi spui dumneavoastră, așa de rău mie. Dar nu e nicio problemă că și eu o să vă spun dumneavoastră, că așa e, știi, în uzanță. Dacă cineva zice altcuiva dumneavoastră, așa trebuie să zică dumneavoastră. Teo, noi să știi că ea așa e cu toată lumea. Ne domnim și între noi, deci are câteodată. Mă faci să mă simt specială. Deci îmi spune, da, așa face cu toată lumea. Domnul Octav, domnul zic, băi, terminați. Nu, ce ți-a spus jocul domnul Octav? Ți-a tot timpul spun bă Octave. Numai că la început știe că am 180 de ani și a început să. Dar aici nu e vorba Octav. De vârstă, aici e vorba despre altceva. Da. Despre faptul că eu pe femeia asta urmăresc de când eram. Da. Asta, intrauterin. Nu, este o legendă a televiziunii și sunt extrem de onorată. Păi legendele sunt făcute să fie povestite. Aia mai bine vorbești cu mine. Hai bine atunci. Hai să vorbim. O să-ți spun Teodor astăzi. După aceea, când se termină emisiunea, iar o să fiți doamna Teo. Atunci, în azi, o să fiți doamna Oana, exact ca la frizerie. Știi cum își zic alea, doamna Cati? Știi? Da. Că nu e doamna Marinescu, e doamna Cati. Teo, dragă, te afli într-o situație spectaculoasă. Ești la un detector de minciuni, calibrat de Octav. Da, el va spune dacă tu ne păcălești sau nu. Avem întrebări pentru tine. Nici eu nu mai știu adevărul, sora mea. Avem întrebări pentru tine. Unele mai puțin dificile, unele foarte dificile. Trebuie să răspundem cu da sau nu. Putem dezvolta, bineînțeles, dacă dorim. Putem și evita răspunsul dacă dorim. Ceea ce vreau să știm încă de la început. Putem evita dacă dorim eu. Da. Da. Asta. Că și noi, că mă mai întreabă și pe mine câteodată. Și noi putem să evităm dacă dorim. Da. Spre exemplu, sau dacă nu dorim. Da. Eu în principiu nu prea am evitat nimic în viață. Iar eu în principiu nu m-am dorit niciodată, da. Așa că ce să evit dacă n-am dorit. Așa că... Da. Vreau să spun ceva foarte important. Poți să cânt romanțe? Da. Și găsuta muzicală, eu știu, te ascult și acolo. Da, să rămână. Pentru că avem așa o prezență mișto. Eu vreau să mă relaxez. Eu nu vreau să stau așa ca la examen. Așa că eu vreau să beau un pahar de vin. Pentru că îi am pe prietenii mei de la Domeniile Davidescu. Oamenii au spus așa, Oana, tu când te simți stresată, ia și bea un pahar de vin de la noi, că imediat îți ies vorbele. Uite așa ca lui Scubidu cum ieșea limba când era obosit. Înțelegi? Bun. Așa că eu propun, stimate coleg, să iau o rară neagră Saperavi, un vin roșu sec, de la Domeniile Davidescu, să torn în pahar să mă distrez și să mă cintesc cu Teo. Păi nu mă ocup eu, pentru că ce n-ai spus tu ce? Este că cei de la Domeniile Davidescu au spus așa, ok, tu ești atât de bogată încât îți iei om să-ți deschidă sticla. Da, când sigur. Te simți rău. Și eu asta sunt. Eu sunt, de fapt, paharnicul tău. Ca pe vreme. Nu, dragul meu, tu ești cum prietenul și colegul noi, golanii, paharnicul ule. Exact. Așa. Cine-l mai știe că eu am mai auzit prin liceu, dar... De el, da, nu mai țin minte. Lasă că-ți fac eu o schemă după aia. E prea bună să nu ți-o zic. Octav, dragă, tu nu mai țin minte lucruri, dar eu țin minte că strugurii celor de la Domeniile Davidescu sunt aleși cu grijă. Femeile și bărbații care se ocupă de ei sunt pasionați de treaba asta. Iar soiurile lor sunt de peste 50 de ani în România, ceea ce mi se pare absolut spectaculos, pentru că au o istorie bogată. Și buchete
senzaționale aromatice. Așa că eu abia aștept să degust. M-am imaginat eu așa cum în câmpul acela de vii, plin cu vida, apar dintr-o dată femei foarte sexy îmbrăcate, care culeg boabele de struguri și apoi le zdropșesc în... Asta era filmul meu, mai mult. Nu știu ce căutai tu cu femeile dezbrăcate, mai mult eu. Hai că gust și vă spun imediat ce părere am despre Saper Avi. Imediat mă mișc. Până una alta, vreau să întreb pe Teo, ce mai face? Depinde din ce punct de vedere mă urmărești. Adică din ce unghi mă întrebi. Profesional știu că ești bine. Da, slavă cerului. Emoțional? Mai în recuperări. Într-o variantă mai bună, amen. Da, știi de ce chestia asta cu variantă mai bună chiar este clișeică și chiar... Da, cred că... îmi place maxim. Da. Legăturile odată create nu se mai pot desface, măi Octav. Exact cum a fost legătura dintre noi doi. Nu o să mai fie niciodată deslegată de absolut nimeni. Pentru că tu ești... Spune că îți pare rău când ai acceptat, te rog că... Nu, pe românește, uite, declar în fața oamenilor care normesc, nu foarte mulți, ăștia 2-3, că ești fratele meu. Băi, și tu ești ora mea. Și mai ales acum că ești și Teo cu noi, deci îmi dau seama că am reușit în viață. Ăsta e momentul în care consider că am reușit în viață. Teo, ciocnim un pahar? Sigur. Da, dacă vrea. Mulțumim. Perfect. Băi, îmi place foarte, foarte mult. Are un gust catifelat. Are aromă de scârțișoară. Da. Și parcă și note de lemn dulce, vezi? Da. Tare. Marfă. Foarte bun. Ok. Așa. Sunteți pregătită, stimată doamnă? Mai pregătite decât voi fi vreodată. Teo, ești o persoană care spune direct ce o deranjează? Nu. Ce zice detectorul? Nu minte. De ce? Pentru că mi se pare că trebuie să fii foarte redus la minte, încât tot ce îți trece prin cap să dai pe gură. Ai putea să filtrezi, ai putea să încerci să o dai cotită. Adică așa prostul își dă seama când tu îl consideri prost, până și din priviri. Deci nu e nevoie să-i spui că te deranjează. Sau, da, într-adevăr, dacă sunt chestii fizice care mă deranjează, dacă mi-e frig într-un loc, la un moment dat zic, sunt ultima din sală care zice, dar zic, bă, și mie, știi? Mi-e ca rușine, în general, mi se pare tot timpul că deranjez și urăsc casa cu deranjat. Nu-mi place să deranjez și o întind. Vreau să-mi spui așa, există ceva ce găsești atractiv la bărbați? Sigur. Da. Deci da. Da. Deci adevărul. Putem ști ce? Fizic sau intelectual? Ambele, aș vrea să știu. Începem cu fizicul. Îmi plac foarte mult mâinile bărbaților. Mâinile frumoase ale bărbaților. După care, uit în ochii lor, îmi place felul în care râd. Dacă râd frumos, m-au cucerit. Dacă mă și fac să râd pe jumate, m-au făcut fericită. Da, 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 știm proverbul. Da. Și intelectual îmi place la un bărbat blândețea și înțelegerea, pentru că chestia asta te ține sub un papuc de catifea care îți place. Foarte tare. Dar, spre exemplu, dacă Octav, el râde ca un tren. Nu știu dacă știi râsul trenului. Practic, el râde așa. Aha, 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 aha. Îmi rod și unghiile. Cum poate repara el această situație atunci când merge la, nu știu, o primă întâlnire? Să nu fie o primă întâlnire cu mine. Da, deci atât deci de simplu. Asta clar. Deci, da. Deci asta o poate repara nevenind la întâlnirea cu mine. Pentru că, practic, Octav își caută parteneră de ceva timp și tot încercăm să... Bine, în momentul ăsta mi-a distrus orice speranță, pentru că a zis varianta... Nu, tu credeai vreodată că ai putea să ai speranțe la Teo? Nu la Teo, nu, așa în viață, că mi-a zis, băi, trebuie să filtrez lucrurile și mi-am dat seama că eu spun tot ce-mi trece prin minte. De asta ești singur. Deci îmi dau seama cât de prost sunt acum. Stai că să analizăm. Da. Băi, ne grăbim. Tu ești singur că te-a lăsat ea sau că ai lăsat-o tu? Cred că ambele. Eu cred că ambele. Eu cred că la un moment dat erau situațiile în care nici mie nu mai îmi convenea. Contează, știi cum e, că de întâmplat, cum ai spus tu, se întâmplă poate din ambele părți. Probabil că cine are curajul să o spună. Și cine a avut curajul să o spună? Câteodată ea. Câteodată își v-ați despărțit de mai multe ori? De relațiile pe care le-am avut. Adică au fost momente în care au spus ele și momente în care poate, nu știu dacă am spus eu, cât am lăsat să se înțeleagă că era cam gata. Îmi vine să plâng. Da. Dar acum îți pare rău, după vreuna? Nu. Acum, în momentul ăsta, nu. Păi seama că îți pare bine că ești singur. Da, acum chiar da. Vezi, mă, și tu care îl compasionai acilea.
Păi, Teo, nu ție îți face capul calendar în fiecare zi. Nu, mie mi-a spus la televizor. Mie mi-l face, colegilor noștri mi-l face, pentru că... Încă îmi doresc și eu o căldură sufletească. Aici, da. Tu nu ești la un date. Uite, vreau să știu, Teo, când ai ieșit, sau dacă ai ieșit la un date de curând, la o întâlnire. Foi, abia aștept. Abia aștept. Deci nu ai ieșit de curând la un date. Nu. Da, nu minte. Zice adevărul. Este ceva ce te deranjează la un prim date, la o primă întâlnire? Nici n-am votat foarte multe, dar cred că m-ar deranja să-și, știi, de alea gross la masă, alea gross. Da. Știi? Da. Alea. M-ar deranja să vorbească despre fosta, dar să mă țină 2 ore să vorbească despre nevastă sa și cât de nenorocit a fost și cât de prost gătea și că n-avea grijă nici de copil și cum el stătea cu copilul. Nu mă interesează. Vrei să pornești pe lungul drum al vieții cu mine? Pornește pe lungul drum al vieții. Lasă-o pe nevastă, dar dacă nu mai iubești, dacă iubești, du-te cu ea. Înțelegi ce zic? Și dacă s-ar întâmpla să zică, Teo, știi, mi-am uitat portofelul acasă, crezi că ai putea să plătești tu prăjiturile pe care le-am servit? Ce ai face? Prăjiturile pe care le-am mâncat și n-am nicio problemă în a plăti masa. Pentru mine nu reprezintă o problemă. N-a reprezentat niciodată și n-am înțeles niciodată de ce bărbatul trebuie să plătească nota. Niciodată. Nu înțeleg de ce bărbatul trebuie să câștige mai mult. Nu înțeleg de ce bărbatul trebuie să plătească masa. Nu înțeleg de ce bărbatul trebuie să aibă grijă de tine. În condiții, trebuie să îți țină geanta dacă e prea grea, trebuie să îți țină haina dacă e prea grea, trebuie să-ți bage scaunul sub fund. Trebuie să te pupe eventual în el. Dar noi, femeile, vrem egalitate. Eu, de exemplu, dacă deschizi ușa mașinii, da. Mă scos din minți. Băi, îmi deschizi singură ușa mașinii. Da, să știi că și eu mă gândesc cum mă duce. Da. Serios. A, deci eu, că eu mai fac de-astea și nu înțelegeam nu, care era drama. Nu, tu fără în continuare. Eu spun cum gândesc eu. Băi, atâta vreme cât femeile vor. Da. Egalitate, fraternite, spontaneite, libere, nu știu ce. Păi atunci să-și facă și lucrurile mai puțin mișto. Eu nu sunt feministă și n-am fost niciodată. Noi bărbații au niște calități pe care noi nu le avem. Pune-o pe mine să-ți schimb o siguranță. Sau să schimb cauciucurile, sau să dezăpezești mașina. Înțelegi? Îi trimitem pe ei să facă asta, da. După care noi... Ah, dar noi vă suntem egale. Nu. Din punctul ăsta de vedere, nu. Da, intelectual, nu zic, am putea să ne angajăm într-un război de idei. Dar la capitolul forță fizică... Nu, nicio șansă. Atâta ne... pe noi. Da. Suntem mai subții. Gândește exact ca mine, pe cuvântul meu. În sfârșit, pe cuvântul meu, dacă nu, că asta eram și eu. De multe ori am avut discuții cu femei care, exact ce spui, da. Băi, ce chestie. Băi, prima oară când un bărbat mi-a luat geanta, sacoșa de cumpărături, da. Fusesem la hipermarket, făcusem. Și eram cu un galant ăsta, care nu mă cunoștea și nu știa că nu-mi place. Uh-huh. Eu cu sacoșa, vine ăsta și mi-a sacoșa. Vă jur că primul meu impuls a fost, nu știu, am senzația că vrea să-mi o fure. Că vreau să mă smulgă de mine. Jur că am pățit asta și eu. Jur. Eu oricum am fața care nu mă ajută. De zice lumea, ba mă, tu vrei să-mi iei geanta sau ceva. Da. Dar chiar subscriu la ce spune. Că și eu am încercat și... Omul voia doar să te ajut. Da. Da. Ai suferit din dragoste, Teo? Mâncați-a și gura ta. Să ai tu sănătate în oase. Câtă suferință am prestat eu. Deci da. Da. De ce noi femeile când ne îndrăgostim, practic, suntem încuiată rău de tot? Poate dumneata. Eu-s descuiat. Și atunci de ce ai suferit, Teo? Păi stai puțin, că ce legătură are descuiatul cu suferitul? Că suferitul e după ce te-ai descuiat. De ce ajunge momentul ăla? De ce ne lăsăm așa? Pentru că eu sunt foarte curioasă. Foarte multe femei pe care le cunosc, foarte multe persoane puternice pe care le cunosc, ajung să sufere din dragoste, din cauza faptului că e perioada aia de miere, totul minunat, totul frumos. Noi ne deschidem, ne dăm tot sufletul pe tavă. Și la fel. Și la fel. După care începem să descoperim situații. Băi, se poate întâmpla și altă treabă. Se poate întâmpla ca unul dintre noi, oricare, să se îndrăgostească de altcineva. Nu e vina nimănui. Nu e vorba de defectele celuilalt, pe care de altfel îi le și știai. Dar le accepti. Da. Altfel când le și iubești. Și le iubești, da. Ba, chiar le iubești mai mult decât... Pe calități. Pe calități, da. Și se poate întâmpla
o neprevăzută. Da. Normal că suferi după una ca asta. Ce faci tu când suferi? Cum încerci să te repari? Păi eu fac ba o terapică mică, ba o ieșit cu diferiți cetățeni și cetățene, ba aștept să treacă timpul și te gândești, lasă că toate se termină cu timpul. La un moment dat a suferit foarte rău, foarte rău și după ani, mulți ani, după ce am suferit după un cetățean, făceam duș, mi-aduc aminte ca azi, și mi-am adus aminte de zic, cum păcatele mele îl chema? Nu cred. Jur, uitasem cum îl cheamă și zic, băi, asta înseamnă că data viitoare când o să sufăr din dragoste, să-mi aduc aminte că a fost un moment în care făceam duș și m-am întrebat cum îl chema pe unul, pentru care eu am zis că mor. Azi că mor. Uiți. Which is good. Acum că vorbesc cu tine, îmi dau seama cu voi, îmi dau seama că nici n-am inițiat o relație eu. Am nici eu niciodată. Am mers la un băiat. Nu. Mm-hmm. Nu. În primul rând, pentru că de foarte mult timp sunt în business-ul ăsta și atunci toată lumea are senzația că sunt inabordabilă, complet. Da. Și atunci dacă te duci tu, nu te crede pare nimeni. Pare că nu e real. Da, nu te crede nimeni. Eu aștept să mi se întâmple. Doamne, arată-mi calea, dacă o fi să fie bine, dacă nu... Aia e. Se comsa e pautură, în vorba francezului, nu s-a desfăcut nimic, sunt în continuare cable. Și asta reprezintă cumva un dezavantaj, știi, să stai să ți se întâmple viața. Mie nu-mi place asta. De obicei iau inițiativa și fac eu ce am de făcut. La capitolul amoros însă, trebuie să vină el către mine. Nu ai suficientă încredere? Nu. Nu merge. O persoană ca mine, ca tine, nu se poate duce la un bărbat să zică, băi, îmi placi. Te plac, da, nu. Nu merge. Trebuie să aștept să vină el să zică. Și că... se întâmplă rar, înțeleg treaba asta. Păi da, bărbaților le e frică de mine. Și mulți, foarte mulți dintre ei mi-au și spus-o. Și cu argumente. De parcă faptul că știu să scriu și să citesc și să vorbesc oarecum corect românește, a reprezentat o problemă în dragoste. Dragostea este cu totul altceva. Am fost cerută de nevastă la un moment dat, în scris, cu un singur I. Adică și n-a murit nimeni din asta. Dar te curtează bărbații? În prezent ești curtată? S-ar putea să fiu, dar nu-mi dau seama. Ok, să zicem că spun adevărul, nu ne mintim, dar de ce nu ne dăm seama? Da. Pentru că suntem prinse în alte energii. În momentul ăsta, vibrația mea nu e cea care ar trebui. De ce? Nu e cea mai grozavă perioadă din punct de vedere sentimental pe care o traversez. Sunt singură în acest moment. Nu-mi place asta. N-am fost singură mult timp niciodată. În ciuda faptului că mi-am ținut relațiile discret, asta nu înseamnă neapărat că am fost singură. Dar acum sunt și sper să treacă repede. Dar nici nu, știi? Îți spuneam că vibrez pe altă frecvență. Cred că și dacă aș fi curtată, n-aș vedea. Acum. Dar trece. Poți să întreb ceva? Te rog, eu vreau să... Zic. Da. Nu, zic că nu e. Mă gândeam cum ar trebui să vină cineva la tine să spună. Ce ar putea să vină să spună ca să te abordeze? Sau cum s-au întâmplat? Doamne, mi s-au întâmplat o groază de lucruri frumoase tare. La un moment dat, cineva s-a legitimat. Mi-a trimis actele. Bună ziua, cred. Sunt Georgică. Da. Nu pot să cred. Da. Cu tare. Zic, știi, nu te-am întrebat chiar așa de cu adresă, cu CNP, cu tot. M-a impresionat foarte tare asta. Au mai fost față în față încercări, dar multe dintre ele eșuante. Au fost tot felul. Adică, repet, nu sunt inabordabile și nu sunt un om rău. Nu atac pe nimeni. Dar crezi, eu acum mă gândesc sincer, crezi că este un impediment că ești deșteaptă? Da. Da. Dar știi ce m-am gândit? Adevărat. M-am gândit la o chestie. Ce mi-ar plăcea mai mult?
Să fiu curtată 10 minute sau tâmpită o viață întreagă? Mamă, stai de vreo, m-a pierdut. Eu, sincer, vreau să vă spun deci ceva. Nu m-a pierdut, nu asta. Nu, serios. Da. Vă spun eu ceva. Gândește-te un pic. Vine, da. Te deschizi, te descuie, da. Ce te descuie, te lasă și tu tot tâmpită rămâi. Nici măcar n-ai învățat nimic din asta. Nu mai bine ești deșteaptă și trebuie să chinuie un pic? Bărbatul, da. Bărbatul este vânător. Să mă vâneze. Apropo de vânat și de vânătoare. Hai. Mai avem un pahar de vin și arunc întrebările astea serioase, pentru că eu vreau să spun atât. Să trecem la întrebările directe. Zii tu. Apropo de vânătoare. Ia. Vreau să știu dacă ai prins sau sesizat că vreunul din partenerii tăi, pe care i-a avut la un moment dat, umbla după alte fuste. Nu. N-ai prins nimic. Nu. Atenție, spune adevărat, adevărul. Adevărat, da. Dar și ai... dacă da. Ar fi făcut-o... Eu le fac instructaj înainte. Da, instructaj. Nu cred. Da, da. Care e instructajul unui bărbat care vrea să fie sau care e cu Teo acum, ipotetic, să ne imaginăm? Chiar. Te duci după altele să nu te prind. Ok. N-am nicio problemă. Hoțul neprins, negustor cinstit. Da. Doi, dacă te-am prins, neagă. Deci neagă, nu le cunoaște. Neagă. Până am it was me. Da. Păi da, dar te-am văzut că nu eram eu. Să mor, iubito. Te-am prins cu el în pat, cu ea în pat. Ei, dacă ești atât de prostă, da. Du-te și rămâi da. Cu ea. Adică a zis să nu-l prindă. Așa, ok, bun. Să înțelegi? Bun. Da. Bun. Nu, n-am nicio problemă. Regula numărul 3. Păi cam asta ar fi. Regula numărul 3, a, dacă ferească Dumnezeu, ai ridicat tonul sau mâna asupra mea, e bine să nu mă ridic de jos. Sau să ți-o tai. Da. Și când zic să ți-o tai, da. Alege tu ce tai. Da. Că altfel aleg eu. Da? Niciodată un bărbat nu a ridicat tonul la mine fără să tonul, da, s-a terminat. A ridicat tonul, mi se pare că este un bun moment să încheiem discuția aici. Și am încheiat-o de tot. Și dacă ar fi un bărbat pe care l-ai simțit că e întru totul partenerul potrivit pentru tine, dacă ai simțit că este omul alături de care tu vrei să-ți trăiești viața, da? Și la un moment dat ar avea un moment mai prost și te-ar agresa verbal, ar țipa la tine sau, nu știu, ți-ar vorbi nerespectuos. Nu ai putea să treci peste așa ceva? Ba da. Și am și făcut-o, dar da. Să nu se fi depășit oarecare limită. De obicei zic că e bine să ne oprim aici, hai să vorbim în câteva minute. Mă retrag, se retrage și în câteva minute eu încep prin a-mi cere scuze. Îmi cer scuze dacă te-am adus la momentul în care să simți nevoia să țipi. Ok. Pentru că nu e numai vina ta, e clar că am contribuit și eu cu ceva la asta. Da. Bă, fix la asta mă gândeam acum. Tu niciodată nu explodezi, niciodată nu ai simțit nevoia să ridici tonul sau să țipi în relații, mă refer, nu știu. Nu. Nu? Adică tu așa ești tot timpul... De mulți ani, foarte mulți ani, da. Când mă enervez foarte, foarte rău, foarte rău și simt că mă ia capul și că o să zic lucruri, mă gândesc așa. Fii atentă că nu o să le mai poți lua înapoi. Dar cât exercițiu trebuie ca să faci chestia asta? La lucrurile iretractabile. O să-ți pară rău și tot la mine o să vii, eu cu mine, să te plângi că ai zis-o. Da. Atunci măsoară-ți cuvintele și încep să vorbesc foarte rar, sacadat, astfel încât fiecare cuvânt care mi iese pe gură să fie măsurat atent și intensitatea lui. Mi-ar plăcea să știi că lucrurile pe care le faci nu sunt neapărat și în concordanță cu lucrurile pe care eu le-aș face. Gândim diferit, suntem persoane diferite și în loc să ne apucăm să ne certăm, mai bine un cântec vesel să cântăm, da. Să stăm împreună și să negociem. Și dacă el ar continua dur discuțiunea? La revedere, Gimbab. Înseamnă că e prost. Da. Sunt prea bătrână să-mi pierd timpul cu proștii, iubito. Nu, e foarte important ce spune. Mă gândeam la treaba asta cu partenerul de viață și da. Mă gândeam dacă este important, de fapt mai mult ca sigur este important, dar cât de important este ca Maia să-l placă pe omul pe care tu vrei să-l aduci în viața ei. E esențial. N-ai cum altfel. Chiar n-ai cum altfel. Au fost tot felul de situații. Da, ai niște repere? În ce sens? În alegerea momentului sau decide că poți să prezinți partenerul respectiv?
La mine cred că ține și de instinct. Știi, în momentul în care mă prind eu că s-ar putea să fie ce trebuie, vin cu omul respectiv acasă. S-a întâmplat foarte rar. Foarte rar. Foarte rar. Deci filtrează bine. Da. Mai vreau să îi fac cadou lui Teo. Nu doar o sticlă, mai multe sticle de vin de la Domeniile Davidescu, pe care să le bei așa tu când ai un moment plăcut, frumos, sau poate chiar un moment mai puțin frumos, dar sper să fie cât de rare se poate aceste momente și să te gândești la noi. M-au făcut să mă simt bine acolo 2 minute, 3 minute, că mai mult nu se poate cu noi. Cum a zis, chior în țara orbilor. Da, m-au făcut să mă simt chior în țara orbilor. Și din partea noastră mai multe sticle. Mulțumesc tare. Draga mea, știu că tu ai fost primul om de televiziune care a invitat maneliști la tine în emisiune. Vreau să știu dacă ai făcut-o pentru audiență sau pur și simplu, dacă ai făcut-o pentru audiență, hai să rămânem aici și să răspundem cu da sau ba. Aveam audiențe atât de mari încât nu prea mai trebuia mare lucru. Am făcut-o din frondă. Mi s-a părut, la vremea respectivă, o chestie foarte cool de făcut. Nu știam că vor prinde atât de bine. Nici n-am bănuit. Într-adevăr, au rupt. Și din momentul ăla am început să chemăm unul pe lună. Uh-huh. Toată lumea. Țin minte chestia asta cu maneliști. În timp mi-am dat seama că sunt niște oameni foarte mișto, mulți dintre ei. La vremea respectivă erau Adi Minune, Nicolae Guță, Vali Vigelie, Sorinel Puștiu și cam atât. Adică erau cam pe top, așa. Da. Nu apăruse toată pleiada. Și ne făcea mare plăcere să ne întâlnim, ne făcea mare plăcere să vorbim și să învățăm unii de la alții. Am rămas prieten cu mulți dintre ei și în sfântă zi de azi. Dar tu asculți Manele Teo? Niciodată. Dintr-un motiv. Știu ce o să spui, toată lumea zice că n-ascultă Manele. Da. Aveți cuvântul meu de onoare că n-ascult Manele. Aveți cuvântul... Da, în afară de adevărat. E una. E una. Johnny Romano. Nu, și ascult și Carmen Kindrige și mie nu mi se pare că e manea ce cântă ea. Ascult Carmen Kindrige. Așa. Ascult Johnny Romano. Știi despre ce vorbesc. Da, de Johnny Romano știu clar despre ce vorbesc. Așa, Carmen Kindrige ascult și muzica ei veche, de exemplu Floare rară, Povestea mea și piesele noi. Ce altă manea? Am ascultat Buzele tale la un moment dat. Era ringtone. Jur, vă dați seama că mă făceam de la... Da. Peste tot nevoie, buzele tale, nu mai eu puteam să fiu. Și cam atât. Pentru că există un motiv pentru asta. În manea există un instrument sau un acord sau un ceva care mă face foarte nefericită. E ceva, o armonie, un something, care mă face să mă simt îngrozitor. Și atunci, această armonie nu o regăsesc în muzica pop sau în rock sau în nimic altceva. E, la manele e ceva. Da, deci nu e o problemă cu altceva, cu texte, cu nu știu ce, nicio că, treabă, domne, că... Nu, exact, nu. E ceva simplu. Ce mă face tristă. Și nu... Vreau să știu care sau dacă ai o slăbiciune mare. Toată lumea are o slăbiciune mare, ați nebunit? Da. Deci da. Da. Deci știi care zine tu ce vrei tu. Din care din ce domeniu? Vrei? Nu știu, culinar, să zicem, dacă ai vreo plăcere vinovată sau vreo slăbiciune. Eu zic personal. Sau personal. Sufletește vorbind. Da, nu pot să trăiesc fără să fiu iubită. Și fără să iubesc, mi se pare că nu e viață, ci subzistență. Dacă nu iubești și nu ești iubit, nu trăiești. Ești în viață, dar atât. Apropo de iubit, ai fost vreodată geloasă pe iubitul tău? Dă noroc. Nu, mai că mi-a zis că Domeniile Davidescu, de mulțumim frumos ca să... N-am avut motive niciodată, nu cunosc acest sentiment... Deși acum, exact în momentul ăsta, ar fi trebuit să mă fi întâlnit cu el, nu reușesc. Să vezi de ce. Cum cred eu că e cu gelozia? Mie mi se pare că să fii gelos, să zicem că cineva e gelos pe mine, da. Înseamnă că îmi neagă calitățile morale. Considerând că eu aș putea să mă înjosesc în așa măsură încât să mă duc cu altcineva, mă consideră pe mine o persoană de moravuri ușoare. Okay. Deci mă jignește. Da. Să fiu geloasă pe cineva înseamnă implicit să-i pun în dubiu, să-i pun în discuție calitatea morală. Da. Îl gelozești,
L-ai decăzut de pe piedestalul pe care ar trebui să-l ții. Bărbatul tău trebuie să fie rege pentru ca tu să fii regina. Înțelegi ce zic? Dacă tu-l gelozești, înseamnă că el este doar un afemeiat, un flușturatic, un nesigur pe el. Asta și tu ești aia care îl ține de mână. Deci tu pe tine și pe tine te murdărești cu gelozia. Și pe tine și pe el. Mamă, mi-a deschis acum mintea. Cum ar spune cineva? Cam are dreptate. Păi cam are rău. Înțelegi? Atâta vreme cât tu îți lași bărbatul sau partenera să plece oriunde vrea ea, cu oricine vrea ea, știind sigur că se va întoarce la tine și că nimic rău nu se poate întâmpla, înseamnă că îl prețuiești, înseamnă că îl creditezi și înseamnă că tu ești cu persoana potrivită. Gelozia înseamnă că ceva e în neregulă acolo. Ma. Eu nu am arătat că sunt geloasă, doar că știam chestia asta. Mi se pare că s-a uitat cineva la tine. Și ce vină are el că s-a uitat cineva la el? De ce se uită? Întreabă persoana care se uită, nu pe el. El n-are nicio vină. Nu, te ador, n-ai cum să zici asta, ci cauți de ce se uită. Deci de ce se uită? Întreabă-l pe ăla care se uită. Da. Întreabă pe aia care se uită. De ce te uiți? Da. Deci săracă, el săracul stă. Da. Cineva se uită la el și tu îl întrebi pe el, de ce se uită aia la? Pe mine mă întrebi. Asta e că ne-a zis parcă cineva, cine? Că poate îi dă un semn. Da. Că poate îi lasă cumva, da, îi transmite semne că ar putea fi abordabil sau cumva, deci da. O dea seama solul. Da. Ferească Dumnezeu. Deci înseamnă că ea crede despre partenerul ei. Nu știu, era femeie sau bărbat? Cred că femeie era. Da. Da. Deci crede despre partenerul ei că ar fi în stare de asemenea, cum să spun, infecție interioară încât să-și trimită semnale cu alți prădători. Stai, dragă, liniștită, că nu e atât de frumos bărbatul tău. Nu-l vreau. Nu-i suficient încât să-i las semne pe... cu pleivazul pe hârtie, îți las numărul meu de telefon pe, la WC-ul. Ți-l scriu cu pixul ăla roșu. Sună-mă. Cine Dumnezeu riscă pentru așa ceva? Te-ai comparat o dată cu alte femei? Da. În ce sens? Da. Cum? De ce? Pentru că îmi place foarte mult Ellen DeGeneres. M-am comparat cu ea. Nu mi-a ieșit. Mi-a dat cu virgulă rău, 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 rău. O să-mi placă toată viața mea Ellen DeGeneres. Toată lumea îmi zice că semăn cu Oprah. Eu tot sper într-o bună zi să-mi răspundă Ellen DeGeneres la gânduri. I-am scris pe Instagram, bineînțeles că nu mi-a răspuns femeia, că doar... Dacă o să ajung vreodată star internațional și am să fiu invitată la Ellen și se va întâmpla cu siguranță, pentru că ceea ce îți propui se va întâmpla, Teo, am să te sun de acolo. Da. Mulțumesc. Păi nu, mă, vorbești cu Ellen să vină să facă emisiune cu Teo. Da, păi îți dai seama că Ellen va vrea să vină pentru mine, bineînțeles, până în România și... În schimb, ca să vedeți cum merge viața asta, mie neplăcându-mi neapărat Oprah... de să zici că mă tăvălesc pe jos, am autograf și album și DVD-uri de la Oprah. Toate cu autograf. De la ele, nu. Știi cum e? Când viața îți dă lămâi, fă și tu lămâna, ai dreptate, asta e. Ai dreptate, ai dreptate. Asta am și făcut. Ai un bucket list, lucruri pe care vrei să le faci, nu știu, până mori? De când era să mor, nu-l mai am, pentru că eu consider că trăiesc din șpagă. Viața mi-a oferit o șpagă după episodul de la Viena. Și fiecare zi e în plus. Bucket list-ul trebuia să-l fac înainte de a... Și s-a schimbat viața de atunci? Felul în care vezi lucrurile? Evident. Spune adevărul? Da. Spune adevărul. Da. Nu mă, n-am mințit care până acum. Care este cel mai puternic lucru pe care l-ai învățat, pe care l-ai înțeles și pe care îl și aplici în ziua de astăzi? Să spun te iubesc. Atunci când... Că m-am întrebat atunci când dădeam să mor și nu mai puteam comunica. Da. Care e lucru de care îmi pare cel mai bine în viața asta? Și m-am gândit, bă, că am un copil mișto, că am trecut prin lucruri minunate, că prieteni, că la la. Dar care e lucru de care îți pare rău? Am spus prea rar te iubesc oamenilor pe care îi cunosc. Zic, păcat, ce proastă ai fost, acum nu mai fost reparat, nu-i nimic. Culmea e că m-am gândit atunci și care e partea bună a lucrurilor. În toată treaba, că zic, trebuie să fie ceva bun în faptul că mor acum. Deci eu chiar credeai că o să mori. Nu, mi-am spuseseră că o să mori. Da. Eu nu știam că ți spuseseră că o să mori. Da, spuseseră că au încercat. Și m-am Doamne. Gândit zic, bă, da, care e partea bună? De ce, Doamne dragă, toți murim, stai liniștită, nici nu scapi. Eu speram să da. Oh, da, vorbim peste 200 de ani.
Niciunul dintre noi de aici nu o să mai fie... Nu se știe niciodată, pentru că cercetătorii fac niște situații. Hai, și poate eu mă unesc cu niște ăștia. Britanici, nu? Te unești cu niște ăștia. Cu niște ăștia mă unesc și dacă eu o să am foarte, foarte mulți bani, eu o să investesc în cercetările astea. Și poate o să fiu nemuritoare. Dar oricum voi fi prin muzica mea. Nu, hai să rămânem întâi la Degenerous și pe urmă, dacă e bine. Da. Așa. Nu era la Degenerous. Era mai încolo. Nu, Octav s-a îmbătat, iartă-mă, Teo, Octav s-a îmbătat, nu prea bea des. Nu, că a visat că are mulți bani. Să rămânem la invitatul ăla de generă, da, da, mă referam. Zic, hai să rămânem cu invitații, nu cu... Ai dreptate. Ai extraterestri și cu altă. Vă spuneam că îmi spuseseră că nu așa și că m-am gândit eu că trebuie să fie o parte bună în asta. Și m-am gândit, bă, niciunul dintre ăștia. Erau medici, asistente. Practic îi vedeai, dar nu puteai vorbi. Da. Super. Și zic că niciunul dintre ăștia nu știe cum o să moară. Unul o să moară că cade tren, unul o să moară accident de motocicletă, unul o să moară... Băi, măcar știu că mor acum, which is wonderful! Măcar știu când o să mor și pot să fac din asta un eveniment memorabil. Asta nu se face cu duble. Trebuie să mor minunat. Doamne ferește! Acu, știi ce zic? Acum, după o vârstă, mie mi se pare că dacă, da, după o vârstă, tu ai o gândire care pe mine mă înspăimântă cât e de puternică. Pe mine mă înspăimântă o astfel de putere. Fetiță, toată lumea se naște cu această datorie. Trebuie să ți-o faci exemplar. Pentru că dacă mori câine îngenunchiat, e nasol. Trebuie să mori ca un erou. Oamenii o să-și aducă aminte. Asta e gândire din codul Bushido și din alte chestii. Fix că ei, la ei trebuia să moară onorabil. Asta aveau ei în cap. Ei tot timpul se pregăteau pentru cum o să moară. În lupte, în alea. Bine, ne-am dus într-o zonă în care mai bine nu ne duceam. Da. Așa. Dar stăteam de vorbă cu un bun prieten, tip foarte cool, așa. Zice, pleci în Grecia? Zic, da. Zice, ți-ai luat papuci, ți-ai luat nu știu ce, ți-ai luat... Da-na-na. Zic, da, mi-am luat. Zice, da, pastă de din speriuță. Zic, bă, teoretic au acolo, da, mi-am luat. Dar te-ai pregătit să mori? Nu? Vezi? Vezi cât de proastă ești? Papuci ai fost în stare să-ți iei. Dar să te gândești la ceva ce sigur se va întâmpla la un moment dat, nu te-ai gândit. Și de atunci? Bine, asta e cum spunea mama e. Mama avea o vorbă, bine, o să vă spun, nu prea are legătură cu discuția. Mama mai trăiește? Da, mai trăiește. Doamne, mama are o vorbă așa și spune, mă, în fiecare zi îmi iau chilos curat pe mine. Da. Îmi iau în fiecare zi chilos curat, că nu se știe când cad în stradă și trebuie să am chilos curat. Să știi că asta am primit și eu de la maică mea. Și exact eu de la mama. Jur. Deci, eu la fel sunt. Deci, chiar e bine ce zice. Efectiv. Și mai era o chestie. Mami avea pregătită geanta de cutremur. Da. Teo, oriunde ne mutam, în orice casă stăteam, am stat în două, dar în fine, aveam bocceluța cu ciorapi curați, chiloți. Mami nu se știe când vine cutremur. Și la mine mai trebuie să avem geanta de cutremur pregătită. Am avut-o și eu. Ai avut? Geanta de cutremur? Bocceluța de cutremur. Și eu la cutremur aveam 9 ani. Deci l-am și prins, sunt singura dintre voi. Lucru pentru care nu am bocceluța de cutremur. Am făcut un cutremur în direct la etajul 11 al unui bloc. Da. Eram în direct la televizor și am zis, stimați telespectatori, când am văzut eu că face așa, eu zic, ce? Și am văzut apa. Da. Am văzut, la matinal era. Am văzut apa că face așa și zic, stimați telespectatori, e cutremur. Vă rog să rămâneți unde, nu pot să cred. Unde sunteți. Dacă nu mă mai vedeți la televizor, înseamnă că e nasol și tăiați-o. Fugiți, dar până atunci, totul e sub control. N-ai cum să fie așa. Mamă, mâncați-ași gura ta, eram în Piața Victoriei, lucram la Tele7 ABC, care era într-unul dintre blocurile alea uriașe. Și televiziunea noastră era la etajul 11. Superb. Nu, la 11 era radio, la 10, iartă-mă. Făcea. Dar apropo de televiziune și de carieră, s-a întâmplat să faci vreodată o gafă mare în direct? Îți amintești? Da. Putem ști despre ce e vorba? Deci da. A zis că da, corect, da. Am făcut-o nu de mult timp. Am vrut să-i spun unui invitat care îmi spusese să-l întreb câți bani a făcut la nu știu ce concert. Ok. Am vrut să-i spun, și veți înțelege singuri, că a câștigat o poală de bani. Nu, și nu cred. Bada. Când am auzit-o ieșind, poala, am auzit că ai câștigat o poală de bani. Da. M-am oprit și am cântărit-o. Zic, n-a râs regia, nici nu era de râs, invitatul rămăsese împietrit, efectiv.
Și am corectat, pentru că trebuie să o cântărești repede, într-o fracțiune de secundă. Da. Și am zis, poală de bani, dar am transpirat, efectiv. Am dat-o în blană. Nu mi-a spus-o nimeni, nu mi-a reproșat nimeni, toată lumea și-a dat seama că a fost o pur și simplu greșeală. Un act ratat. Doamne ferește. Când auzi că vine, după aia am mai avut una când eram mică, la radio, nu știu dacă puteți să o dați, dar așa a fost pe radio. Lucram la știri atunci și am vrut să zic furtunul, nu, incendiul a fost stins cu ajutorul furtunurilor. Da. Și la furtunurilor a fost o problemă. Pentru că am zis și zic stop, trebuie să o dai pentru că altfel e groasă. Și am zis furtunurilor! Deci am dat. Am dat ghierele puternice, dar cele mai multe le-am dat la radio, trebuie să recunosc. Măcar acolo e bine că nu te vede lumea la față când n-are te schimbi, importă. Știi? Eu fac urât. Dacă dau ghierele, fac un gest, un anumit gest. S-a întâmplat să-ți reproșeze vreodată un invitat că l-ai deranjat cu ceva în vreo emisiune sau că... Da. Vai! Poți să ne spui o povestioară cu cineva, persoană publică, așa picantă? Doamne, a fost ceva rău. Nu e persoană publică. E o doamnă care venise în calitate de ambasador al frumuseții. Okay. Invitatul meu era în acel moment, pe lângă doamna respectivă, Dumnezeu să-l odinească, Răzvan Cioban. Okay. Uh-huh. Pe care l-a apucat nervul optic și zice, dumneavoastră, ce vă recomand ca fiind ambasador al frumuseții? Jumătățile astea de streașină pe care le purtați în loc de gene sau sacoașul fake pe care îl purtați pe dumneavoastră? Asta în direct... Sub ochii mei măriți de groază. Doamna, nu știu de ce s-a supărat pe mine. Păi da, cumva tu moderai lucrurile, tu trebuia să-l oprești, gen. Cum să-l opresc? Că n-aveam de unde să știu ce spune și în al doilea rând, chiar n-aveam de unde să știu. Doamna s-a supărat, s-a ridicat și a scos sacoașul să-i le arate lui Răzvan. Răzvan i-a arătat cu coană. E fake, uite, cu tare. Eu n-aveam de unde să știu că există aceste reguli ale fake-urilor, că nu port fake-uri, că nu-mi iau fake-uri. Asta, de exemplu, e o sfântă cămașă de 100 de lei, dar atâta foarte scria frumos, pe ea. Da. Bun. Și a ieșit un scandalău și un gărgăzău, s-a supărat aia, m-a dat pe la ziare, că am făcut ca Andres, că am jignit-o, că Răzvan că l-am plătit eu pe Răzvan, eu l-am plătit pe Răzvan să spună lucrurile alea, eu necunoscând-o pe doamnă, că a fost prima și ultima oară când am văzut-o în viața mea. Deci am pățit să mi se ridice invitatul să plece din direct. Nu, de ce? Pentru că s-a ofuscat. Și cine? Cine s-a ridicat? Mai să nu dezgropăm. Acum vine și stă. Zic să rămână că stă. A, ok, bun. Acum Andresu, am cusat-o. A, bun. Așa. Ce să spun? De-aia nu mai plouă. Da, exact. Hai să bem pentru asta. Hai să bem pentru asta. Cu vinul ăsta de la domeniile Davidescu, când ne o fi mai rău, uite așa. Să-mi fie cum stau așa cu gura căscată și ascult femeia asta mișto. Bă, fix. Și încep să o descos, pentru că acum vine o parte foarte dificilă. Yeah. Dacă e... Vin întrebările alea pe care, bă, trebuie să le punem. Da, noi, practic, avem o rubrică care este total, nu știu cum să zic, inventată de mine în anumite momente, cam tot ce se întâmplă inventat. O rubrică porcotoasă. Bun. Practic, acest porcotism ne reprezintă pe mine și pe Octav, că, să fiu sinceră, nu putem mai mult. Adică, măcar dacă am putea, domnule, am vorbit de un Dostoevski, de ceva. Noi, despre porcotoșenii. Stai liniștită că sunt acolo. Sunt cu tine. Dragă. Eu mă dezic de treburile astea. Da. Față de doamna Teo. Doamna Teo ar putea să-ți fie lector de porcotisme. Ia zi. Doamna Teo a scris cartea despre porcotisme. Doamna Teo, vă rog frumos, doamna Oana, s-a întâmplat vreodată să primiți din partea unui iubit de-al dumneavoastră vreo propunere sexuală ciudată, atât de ciudată încât să vă lase mască? Nu. Ce spune? Bă, s-a închis și ăsta. S-a închis ăla. Nu. Deci nu. Nu. N-a îndrăznit. Nu cred. Vreau să știu dacă pe parcursul carierei, dacă ți s-a întâmplat să primești propuneri sexuale la 140 de kg. Păi eu am fost întotdeauna din punctul ăsta de vedere în afara oricărui pericol. Bine ai venit în club. Da, îți dai seama. Vezi una grasă cât un șifonier, are că
Știi ce am pățit odată, apropo? Îi rugasem pe colegii mei, se schimbase decorul și aveam niște scaune de regizor. Și rugasem, bă, mie nu-mi intră fundul în astea. Puneți-mi la fiecare masă cât un taburel de ăla. Da, 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 da. Și nu am făcut chestia asta și m-am enervat atât de rău. Mi-am băgat fundul cum am putut, întâi eu, după aia, ba da, ba da, ba da, am intrat, după care când trebuia să mă mut la următoarea nu masă, cred eu, nu ba cred. Da, să mor de temit, am plecat cu tot cu scaunul. Ia să vă arăt eu vouă și am plecat cu scaunul în spate, ca să mă exprim elegant. Nu, n-ai e, zic, poate data viitoare pune scaun ca lumea. Că eu nu intru în ăsta. Deci vezi una care nu intră în scaun și ești nebunit, se face avansuri. Îți dai seama, tu fiind șef în televiziune, toată lumea la picioarele tale, dar tu alegi umflata. Că ce? Că știe să-ți recite luceafărul. De asta eu aveam tot timpul prieteni băieți, tot timpul prieteni șmecheri, nu știu ce, că nu aveau nicio treabă cu mine. Aveau treabă cu amuzamentul meu sau cu prietenele mele frumoase. Și toți ziceau, bă, dar chiar nu ți-e frică să umbli toată ziua, bună ziua, cu băieți, cu nu știu ce? Nu, frate, că nu-mi fac nimic. Chiar nu-mi făceau nimic. Iar acum nu mai fac nimic, că mă respectă. Asta e una nouă. Doamna Teo, vă respect. Frățior, sincer, mulțumesc frumos, dar nu mă ajută. Mă omor cu respect. Dar s-a întâmplat sau se întâmplă să primești mesaje porcodoase pe Instagram? Da. Cu poze, videoclipuri, nu știu ce, nu știu ce? Da. Mi se pare atât de indecent. Oribil. Și oribil, încât le dau bloc, pentru că nici chiar așa. Adică, wine me, dine me. Da, da. Adică nu poți să-mi trimiți o poză și să te aștepți să ce? Să cadă în șpagat sau ce? Adică... De, eu stau și mă gândesc și așa, din punct de vedere așa, regizorul, la filmul, la scenariul, stă el așa... Bă, aia nu sunt sănătoși. Da, adică... Da, mă, asta zic și așa, nu? Așa, nu? Dar cum să-i... faci tu chestia? Păi, nu, da, deci... asta zic... Pe bune? Adică... Ce nu, să fac eu acum? Auzi, dai să-i trimit lui doamna Teo. Vreau să zic o fază. Dacă să o zic sau dacă să n-o zic. Da, zi o acum. Adică eu, nu, da. Eu zic și tu nu. Zi. La un moment dat îmi trimite pe Instagram un tip, o baghetă lungă. S-a apucat de magie sau ce? Pălărie n-avea. Strashing. I-am făcut print screen și i-am trimis lui mami. Lui mami? Și mami atât de-a zis. Tot nesimțit ai rămas. Înseamnă că am noroc că mami nu știe să citească nici măcar SMS-urile. Eu de când îl primesc mesaje porcotoase, îi le trimis lui mami. Da, și zice, pentru că, să vă spun de ce. Mami locuiește cu mama mai. Mami și-a mai refăcut viața. Când a crescut singură, s-a chinuit și nu știu ce. Măcar să vadă ceva frumos. Și... îi trimit, că știu că o deranjează când îi trimit porcotoșenii. Așa. Și de cât văd mesaj, ești o nemernică. Ești o nesimțită, eu te-am crescut. Așa te-am crescut. Da. Și tu îmi trimiți toate. Spală de cu ele pe cap. Când îmi trimit, mi-a trimis acum un tip o poză cu el. Oana, te aștept în Anglia să te muți la mine. Îmi trimit prin scrie. Și mami zice, nu ți-e rușine, îmi trimiți bărbați că mă vor în Anglia. Deci, asta, eu asta fac când primesc. Bine, eu credeam că tu le trimiteai așa ca să-ți dea un gir, un acord. Da, mamă, da, asta e ce trebuie. Asta corespunde. Da, da, ia-l, da. Mamă, că e treabă. Nu, dar deci, când primesc porcotoșenii, se duc direct prin screen și la mami. Dar acum că te-a fost interesat, le trimiți și ție, dacă vrei. Eu ce să fac, mă, cu ele? Că eu ți-am zis, eu mă gândeam doar în demența lor, cum stau ei așa și apucă, zice, băi, astăzi ia, bă, da, Teo, da. Hai să-i trimit o poză. Sunt la televizor, la un meci. Auzi, astăzi să-i trimit. Hai să-i trimit o baghetă. Pac, și dar am trezit vreodată, Teo, cineva să-ți ofere, nu știu, o sumă de bani sau un cadou mare pentru a ieși cu ei la o întâlnire? Da. Dar da. Nu pentru a ieși cu el la o întâlnire, ci pentru mai mult. Aha. Povestea e veche și foarte mișto. Mi-aduc aminte cu drag. Am fost cerută de soție contra sumei, contra unei sume foarte mari de bani, care mi-a fost și pusă pe piept. Și sper că ai spus da. Nu. Stai, cum adică pe piept? Adică i-a dat omul banii cash. Da. Băi, era o sumă de mare. Eu nu știu că 300.000 de... 300.000. De euro? De euro. Da. Cred că erau dolari pe atunci. Opriți. Eu n-am știut. Băi, eu vreau să stai puțin. Nu. Deci, 300.000 de euro lângă tine. Nu, pe mine. Pe tine. Mi le-a pus... Deci eu stăteam în fotoliu, în poziția asta. Ok. Bun. Și amicul respectiv a venit pe la spate și mi-a pus banii pe pept.
N-am știut că sunt atât de grei. Deci, era așa o chestie. Atâta. Ba, micu, stai că e... Da, puteai măcar să ieși și tu 2-3 mii. Să ieși și tu de nu știu ce. Erau... Comision. Stai, că nu erau așa cum credeți voi. Erau ambalați în... Țiplă de aia. Da, în țiplă de aia. Da. Ca la bancă. Păi dacă eram eu cu Octav. Sumă de retragere. Bă, nu mă... Eu cu Octav. Noi doi eram acolo în sufragerie. Și venea cineva să ne propună. Dom'le, vreți pentru 300 de mii să nu știu ce și nu știu ce? Trebuia să mă mărite de... Dragă, n-ai auzit de divorț, țâ-țâ. El a auzit. După aia. Și eu am auzit după aia. Da. Vezi? Și? Păi și cum, îi luam banii și... Da, bineînțeles. Deci, după aia, nepotrivire de caracter, domne, nu. Cum adică, băi, nu și merge. Nu, 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 să vedem. Surioară. Ai divorțat, da? Ai divorțat. El a divorțat. Vezi, mă? No. Ui. Vezi, de-aia nu ne ies, mă, treburile astea. Că noi nu suntem așa, vezi? Că noi am fi luat banii, mai ceream și un comision de retragere, da, dacă da, ceam, bă, da. Nu știu dacă ne căsătorim tu, dacă, implicit, băi, eu nu mă. Și banii necuveniți aduc blesteme și nenorocire. Și mai o fază. Ce, aveam eu o vorbă. Ce vine pe apa sâmbetei? Apa sâmbetei. Da. Bravo, de haram a fost, de haram s-a dus. Da. Nu. No. Auzind aceste cuvinte, nu pot decât să spun că sunt onorată că te-am avut ca invitat astăzi și noi și că să sperăm că ne vom mai reîntâlni vreodată la tine în emisiune, că o să ne mai primești. Da. Deci, veniți și în emisiune la pachet? Nu. Da. Pentru că n-am spus. Octav este noul meu coleg de trupă. Da. O să-mi dau vă mulțumim, oameni buni, să aveți o seară minunată. Mulțumim mult, Teo. Cu drag.